După eșuarea referendumului constituțional de duminică, mișcarea Acțiunea Europeană îndeamnă forțele democratice să se unească. Potrivit liderilor MAIE, rata joasă de participare la referendum se explică prin aceea că alianța de guvernare nu a oferit moldovenilor un proiect suficient de închegat și a muncit prea puțin pentru a convinge populația de importanța evenimentului. Ar fi foarte important și foarte bine pentru noi toți ca să mergem într-un singur bloc. O să începem negocierile și noi la acest capitol. Și în așa mod ca să demonstrăm iarăși populației că noi suntem uniți. Noi o să găsim un partener cu care o să facem un viitor bloc electoral. Un partener sau mai mulți parteneri. Fie aceștia din cadrul formațiunilor politice parlamentare, fie formațiuni politice extraparlamentare. În aceste condiții, potrivit lui Untilă, soluția ar fi crearea unui bloc electoral comun al forțelor democratice. S-a muncit puțin. Și v-am spus că din cele 4 formațiuni politice care sunt cu fracțiuni parlamentare reprezentate în Parlament, din ele doar 2 au muncit. 700.000 de cetățeni. Asta cam este electoratul forțelor democratice în Republica Moldova. De aceea, noi trebuie să fim conștienți de acest lucru și să muncim. Să muncim foarte mult în această campanie. Nu poate nimeni să reproșeze nouă astăzi că mai e, n-am muncit. Noi putem să reproșăm colegilor noștri și o să o facem cu prima ocazie. Totodată, președintele MAIE mai spune că nu trebuia instituit un prag electoral de 33% pentru referendum. Și asta pentru că în Republica Moldova prezența la un referendum nu este obligatorie.